Doamnelor și domnilor, urmăriți știrile prânzului, sunt Ștefan Pășcuță, bine v-am găsit. Disensiunile continuă în coaliția de guvernare, de această dată din cauza alocațiilor. În timp ce proiectul măririi alocațiilor zace în Parlament, USR a decis să joace cartea populistă și să ceară mărirea acestora de două ori în acest an. Cu ochii pe buget, însă, liberalii s-ar limita la o singură mărire în anul 2020. Cu toate datele vine chiar acum în directă colega mea, Gabriela Mihai. Bună ziua, Gabi! Ce se mai știe până acum? Te rog! Am găsit, creșterea alocațiilor copiilor este un nou motiv de discordie în coaliția de guvernare, iar asta pentru că în aceste momente alocațiile copiilor au crescut doar la începutul acestui an cu 20%, așa de altfel cum a fost prevăzut și în proiectul de lege care a fost adoptat de Senat. Însă proiectul de lege a fost blocat în aceste momente în Camera Deputaților, iar asta pentru că cei din USR Plus se gândesc să vină cu o nouă majorare prevăzută de la 1 iulie, o nouă majorare pentru alocațiile copiilor cu 20%. Acest lucru însă este de neacceptat de guvern, iar asta pentru că o nouă majorare a alocațiilor copiilor ar veni și cu un impact bugetar de aproximativ 3 miliarde de lei, bani pe care guvernul nu îi are prevăzut în buget pentru această eventuală majorare. Prin urmare, dacă în Camera Deputaților, în cele din urmă, proiectul nu va fi adoptat, atunci cel mai probabil executivul va trebui să găsească o soluție și cel mai probabil că această soluție va fi o ordonanță de urgență, astfel încât alocațiile copiilor să nu fie majorate de la 1 iulie, pentru că, așa cum spuneam, executivul nu a prevăzut o astfel de eventuală majorare a alocațiilor copiilor, iar impactul bugetar ar fi unul de nesuportat. Gabriela, mulțumesc! Nu sunt bani pentru granturile pentru întreprinderile mici și mijlocii, cel puțin nu atât cât s-a promis. De la 1 miliard de euro, bugetul s-a majorat la 1,5 miliarde, iar acum guvernul se chinuie să găsească fonduri în condițiile în care programul a fost deja lansat și câteva zeci de mii de firme au aplicat. A fost unul din proiectele Fanion cu care a mers PNL-ul și în campanie și înainte. Spuneți că s-au aventurat în a promite niște bani care de fapt erau mai greu de alocat? Nu vreau să comentez neapărat asta. Ce vă spun este că s-au promis 1,5 miliarde, existând doar 1 miliard. Oricine face lucrul acesta, creează o problemă care trebuie rezolvată apoi. Și exact acum suntem în acel apoi și trebuie să rezolvăm această problemă. Dragoș Mandache, fostul șofer al fostului ministru al educației, Cristiana Domniței, a fost reținut de către procurorii anticorupție. A ajuns șef în structurile RAR de la Iași și acesta este acuzat acum că ar fi luat șpagă pentru ca mai multe tiruri să primească ilegal ITP-ul, dar și pentru a pune în funcții de conducere mai mulți apropiați. Cu toate datele vine chiar acum direct colega noastră Liliana Năstase. Bun găsit, Lili, ce se mai arată în comunicatul DNA? Te ascultăm! Peter Dragoș Mandache este acuzat de 3 infracțiuni de luare de mită, asta după ce procurorii anticoperi că în ultimii 2 ani acesta ar fi pretins și ar fi primit 12.000 de euro, dar și 10.000 de lei pentru a soluționa maniere favorabile sesizări la referitoare la încălcarea reglementărilor privind inspecția tehnică și de asemenea pentru a declara admiși la programul de reatestare ca inspector tehnic mai multe persoane și de asemenea Dragoș a acuzat că nu ar fi sancționată stația unde inspectorul care dăduse un aviz tehnic ilegal își desfășura activitatea. De altfel, Dragoș Mandache a fost inițial martor în acest dosar ca urmare a faptului că bună și jumătate, procurorii anticorupție au descoperit o caracatiță de infracțiuni la RAR Bacău, unde de altfel mai mulți inspectori au fost arestați preventiv ca urmare a faptului că dădeau avize tehnice autoturisme care nu se aflau în România, inclusiv tiruri contra unor sume de bani. Inițial, așa cum am spus, Dragoș Mandache a fost martor fiind responsabilul pe Moldova privind RAR-ul, însă a devenit suspect, el a fost ridicat ieri din trafic în capitală și dus la Iași
cu mai multe ore, iar în final a fost reținut. Astăzi, judecătorii ieșeni urmând a da un verdict cu privire la măsura preventivă pe care procurorii anticorupție o solicită, respectiv 30 de zile de arest. Da, Liliana Năstase, senior editor B1 TV, mulțumesc mult pentru aceste informații, mergem mai departe. Astăzi se deschide al 5-lea centru de vaccinare de tip drive-thru din capitală, este în parcarea centrului comercial Esplanada, iar bucureștenii se pot imuniza zilnic în intervalul orar 8-20. Vaccinul administrat aici este produs de compania Pfizer-BioNTech. Cu mai multe detalii vine chiar acum în direct, chiar de acolo, colega mea Gabi Del Pupo. Bun găsit, Gabi, ce se întâmplă acum acolo? Te rog, te ascultăm! Bun găsit! Peste 1000 de persoane vor fi vaccinate zilnic aici și trebuie să spunem că vine și cu o inovație acest centru drive-thru, pentru că este un centru mixt și chiar în această dimineață, pe lângă cei care vin cu mașina, după cum se poate observa și în imagini, am văzut și persoane care au ajuns aici cu mijlocul de transport în comun pentru a veni la cumpărături și s-au vaccinat mulți din localitățile din Ilfov, din apropiere, și spun că sunt foarte fericiți pentru că centrele de vaccinare pe care le au în localitățile de unde au venit nu aveau neapărat Pfizer, care știm este folosit pentru aceste maratoane de vaccinare sau centre drive-thru, și au fost foarte fericiți pentru că nu au avut nevoie de programare și, bineînțeles, pentru că au putut face asta în timpul liber pe care îl aveau alocat pentru cumpărături. Iată, după cum se poate observa și în imagini, cadrele medicale sunt aici în număr mare pentru a primi fluxul de persoane care vor să se vaccineze. De altfel, va mai fi deschis tot în sectorul 2 un centru de vaccinare împreună cu Primăria Capitalei. Gabi Del Pupo, mulțumesc mult pentru aceste informații. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, susține la această oră o conferință de presă, l-ascultăm și noi. De a organiza evenimente pe spațiul public. Și în al treilea rând este un test pentru un program mult mai amplu pe care vrem să-l facem anul viitor, în care să nu deschidem doar zone centrale, ci să deschidem zone din cartiere. Vreau să menționez că propunerea a venit de la Asociația Arcen. După cum știți, am furat pe președintele Asociației, l-am făcut șef la Administrația Monumentelor, dar Asociația Arcen continuă să fie activă și să propună lucruri interesante, cum este asta, cum este catalogul zonelor construite protejate. Pentru moment nu organizăm evenimente. Suntem încă într-un context de pandemie. În funcție de cum evoluează situația, eventual vom reevalua. În al doilea rând vreau să vă anunț că am lansat în consultare publică caietul de sarcini pentru planul integrat de calitate a aerului. Ne dorim foarte tare, avem o problemă mare de mediu cu poluarea aerului, pe care o cunoaștem cu toții, o cunoaște Comisia Europeană, suntem în două proceduri de infringement, cunoaștem cu toții decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene. Noi, în momentul acesta, funcționăm pe un plan din 2018, de care Curtea de Justiție a spus că e nefuncțional și știam cu toții că este, care la rândul său se bazează pe un studiu din anul 2014 care se referă la poluarea din 2013. Deci avem nevoie, pe de o parte, de un studiu pe care să ne spună care sunt nivelurile de poluare și care sunt poluanții atmosferici la nivelul anului 2021. Este o licitație, vrem să vorbim cât mai mult de această licitație, pentru că ne dorim ca cele mai bune companii de evaluarea mediului din Europa să participe la această competiție, astfel încât planul pentru îmbunătățirea calității aerului să fie
real, efectiv și chiar să rezolvăm problema asta. Calendarul este ca în vara lui 2022 să avem și studiul și să avem și noul plan pentru calitatea aerului din București. După cum știți, am anunțat printr-un comunicat de presă, am avut o discuție cu Comisia Europeană pe tema celor două infringementuri deschise împotriva României pe calitatea aerului din București. O discuție la care au participat și reprezentanți de la Ministerul de Externe, de la Ministerul Mediului, de la Agenția pentru Protecția Mediului și de la Garda de Mediu. Și acolo i-am anunțat că deschidem această licitație publică și am anunțat pe partenerii noștri din Comisie de celelalte măsuri pe termen scurt și pe termen mediu pe care le-am luat sau intenționăm să le luăm. Le-am vorbit de suspendarea puzurilor de sector, le-am vorbit de, pentru că e o chestiune direct legată de mediu, pentru că vizează sute de hectare de spații verzi care ar fi devenit construibile. Le-am vorbit de recenta semnarea contractului pentru cele 100 de tramvaie și de deschiderea în viitor foarte apropiată a licitațiilor pentru 100 de autobuze electrice și 100 de troleibuze. Am promis 40 de kilometri de linie unică pentru transportul de suprafață până la sfârșitul anului. Am vorbit de majorarea prețurilor la parcările de reședință și am promis o majorare a prețurilor pentru celelalte parcări din București. Am promis un control al salubrizării pe care îl facem în parte în momentul ăsta, al salubrizării străzilor pe care le fac primările de sector și al șantierelor de construcții, de asemenea o chestiune care se întâmplă în parte în momentul ăsta. Asta pe termen scurt, iar pe termen mediu am vorbit de proiectele pe care le-am depus pentru PNRR, cel vizând înverzirea câteva sute de hectare din București, adică plantare de copaci pe zone care au destinația de spațiu verde, dar care sunt în momentul ăsta terenuri virane, și de metroul de suprafață. Tot legat de mediu, am pus în dezbatere publică pe site-ul primăriei regulamentul pentru acele granturi de mediu pentru ONG-urile de mediu la care ne-am asumat în campanie și pe care le-am trecut în buget imediat ce trecem de dezbaterea publică. O să facem efectiv acest proiect astfel încât ONG-urile de mediu să poată, pentru proiecte concrete cu care vin în fața noastră, să poată să acceseze banii și să-i cheltuie până la sfârșitul acestui an. O să mai am un anunț pe care o să-l fac însă după ce vă răspund la întrebări. Bună ziua, domnule primar, Andreea Gurban de la știrile Canal. De ce aveți să le transmiteți bucureștenilor care se confruntă deja de săptămâni bune cu problema căpușelor și a șobolanilor morți, cu precădere în zona militară, Izvor și de-a lungul Dâmboviței? Da, avem trei restanțe în momentul acesta. Avem o restanță cu, cum spuneți, cu dezinsecție, deratizare, dezinfecție. Avem o restanță cu gropile și avem o restanță cu iarba din parcuri. În săptămâna următoare o să rezolvăm, să începem rezolvarea fiecare dintre aceste probleme. Am avut o problemă cu bugetul și am mai avut o problemă cu întârzierea aprobării bugetului și am mai avut o problemă cu faptul că aceste servicii erau prestate de companiile municipale, companiile municipale n-au fost finanțate, nu mai au oameni, utilaje, nu au ITP, deci sunt chestiuni tehnice care au făcut ca aceste chestiuni să întârzie.
dar în momentul ăsta avem banii și cu mici proceduri administrative o să începem să rezolvăm aceste trei restanțe. În ceea ce privește dezinsecția, dezinfecția, deratizarea, după cum știți, am avut o ședință de Consiliu acum două zile în care am aprobat planul anual. Acum trebuie ca compania municipală să ne spună dacă poate să ne îndeplinească, dacă nu o să ne ducem cu achiziție publică pe piață. Deci începe de săptămâna viitoare acest proces de dezinfecție și deratizare? Sper că da. E o chestiune care ține de dacă compania noastră nu poate să facă, de cât de mult durează achiziția publică. Deci în acest caz ar mai putea dura câteva săptămâni? Sau? Nu. E o chestiune de zile. De zile. Bună ziua, Torian Necula de la Agenția de Presă Cuinis România. Domnule primar, în zona pieselor agroalimentare, parcările publice au fost transformate în parcări cu plată. Dumneavoastră susțineți această transformare a parcărilor publice în parcări cu plată, unde cetățenii trebuie să plătească orele la aceste piețe publice? De exemplu, la piața Gemeni, parcarea pieței agroalimentare a fost transformată în parcare cu plată în zona 1. Da, este o chestiune care ține de primăriile de sector care au gestiunea acestor piețe. În orice chestiune care vizează cerere și ofertă, e o chestiune care trebuie văzută de la caz la caz. Pentru că dacă ai într-o piață 15 locuri de parcare, e poate mai bine să ai un tarif de parcare, astfel încât o mașină să fie tentată să plece după o jumătate de oră sau după o oră și să lase pe alții. De principiu, dumneavoastră susțineți aceste transformări ale parcărilor publice în parcări private cu plată pentru cetățenii care merg la piețele agroalimentare și în zona Obor, s-au transformat în parcări cu plată și în zona Piața Gemeni, cum am spus. Adică dumneavoastră veți discuta cu primarii de sectoare pentru aceste transformări? Nu, ei au în gestiune aceste parcări, ele nu sunt private, ele sunt publice cu plată. Da, în momentul de față și, cum am spus, trebuie văzut caz cu caz dacă e bine sau nu e bine ca lucrurile astea să se întâmple. Așa, teoretic, cum am spus, dacă pui o taxă, poți să ai mai mulți oameni care beneficiază de același loc în aceeași zi. Bună ziua, Vasile Marco, Antena 3. Domnule primar, de curând directorul companiei de transport a anunțat că ar trebui majorat prețul la biletul de transport public. Susțineți ideea? Pentru moment eu am două urgențe pe care le-am transmis societății de transport public. S-au făcut ceva progrese în fiecare dintre ele. Îmi doresc ca transportul public să fie mult mai curat decât a fost până acum. Dar putea crește prețul biletului? Și s-au alocat mai mulți oameni pentru această acțiune. O să avem prin ADI-ul de transport public și controle pe care o să le facem independent de STB ca să verificăm chestiunea asta. Și al doilea lucru pe care vreau să-l facem este ca orarul să fie respectat de către fiecare din autobuze, troleibuze, tramvaie. Cred că suntem aproape. Adică progresul care s-a făcut în ultima lună a fost că softul pe care îl foloseau deja șoferii de autobuz permite în momentul ăsta pentru 90% dintre vehicule ca șoferului să îi se transmită din dispecerat dacă este înainte sau după orarul pe care îl are și cu câte minute. Deci, eu cred că suntem aproape de aceste două lucruri pe care bucureștenii și le doresc, ca transportul public să fie curat și ca el să vină la timp. După ce aceste lucruri vor fi realizate, putem să discutăm de tarif. Dar se va pune în discuție majorarea prețului? După ce aceste lucruri vor fi realizate, putem să discutăm de probleme. Da, eu vreau să realizăm aceste două lucruri până în vară. Problema Radet. În continuare nu s-a plătit subvenția, sunt probleme la cei de la Radet, sau cum se cheamă acum, termoenergetica. Se rezolvă până la vară. Jumătate din București încă nu are apă caldă.
Bun, sunt două probleme diferite aici. În primul rând, e vorba de subvenție. După cum știți, situația financiară a primăriei nu a fost cea mai fericită. Însă vreau să vă anunț că ne însănătoșim în ritm rapid și, în special, vreau să-i anunț pe oamenii cu care avem relații contractuale că ne ținem de cuvânt, plătim și că începem să devenim foarte serioși în relația cu ei. Da, pe partea financiară am acumulat datorii care se apropie de, care sunt în jur de 400 de milioane, datorii din partea primăriei către Termoenergetica și de la Termoenergetica către Elcen, numai că aceste datorii vor fi recuperate pentru că a trecut perioada de iarnă în care subvenția era foarte mare, iar noi, dacă vom plăti, vom continua să plătim subvenția la același nivel lunar, între 60 și 80 de milioane de lei, cum am făcut-o până acum. Acum, pentru că subvenția lunară e mult mai mică, o să recuperăm. Deci asta e partea financiară. Pe partea tehnică, în momentul acesta, Elcenul funcționează cu două centrale și din cauza asta, deci a fost mai întâi acum două săptămâni când s-a întrerupt în mod legal, pentru că au fost trei zile calde, furnizarea căldurii, până s-a echilibrat sistemul, a durat câteva zile și acum mai sunt sincope punctuale care vin din faptul că Elcenul care și el nu este retehnologizat, funcționează cu două ceturi din patru. Și o întrebare la care foarte mulți așteaptă răspuns. Dacă vă schimbați coafiura, v-ați certat cu frizerul, de ce nu? Da, o să haideți să facem un sondaj în rândul bucureștenilor, o să vedem dacă ar trebui să mă tunță. Bună ziua, domnule primar. Voiam să vă întreb despre proiectele de infrastructură mari care tot așteaptă de foarte mult timp să fie gata și stau așa, șantiere în capitală. Da. Doamna Ghica, parcarea de pe șoseaua Pantelimon, ce se întâmplă? Când încep lucrările să se și termine la un moment dat? Da. Parcarea de la Cora Pantelimon funcționează, adică lucrările funcționează prin bunăvoința constructorului, care are de luat de la noi vreo 40 de milioane și așteaptă să ia. De asemenea, vor demara foarte curând lucrările la cartierul Henri Coandă, care este o obligație foarte, foarte, foarte veche a noastră. Am avut chiar ieri o întâlnire cu constructorul și acolo au fost niște întârzieri de plată din partea noastră, dar zilele următoare se va relua. În două luni sperăm să facem recepția pe lotul 1 și sper ca până la sfârșitul anului să terminăm cu apa canalizarea pe lotul 2. Pe cele două șantiere care prelungirea Ghencea și doamna Ghica, mi-aș dori să începem cât mai repede. Și aici este o problemă financiară. Am virat ieri 10 milioane de... Da, primarul general Capitalei Nicu Șordan despre investiții foarte importante care vor avea loc în București. De asemenea, edilul a anunțat că a lansat în consultare publică planul de sarcini pentru un proiect privind îmbunătățirea calității aerului din capitală, Bucureștiul, așa cum bine știm, fiind un oraș extrem de poluat, iar ONG-urile de mediu vor avea granturi care pot fi, bani care pot fi accesați până la finalul anului pentru diverse proiecte. Mergem mai departe cu jurnalul. Campania națională de vaccinare merge extrem de bine în țara noastră. În acest moment, mai mult de 25% din populația eligibilă este vaccinată cu cel puțin o doză, iar peste 19% au primit deja ambele doze. Cel mai mare succes este înregistrat la categoria persoanelor cu vârste cuprinse între 60 și 69 de ani, acolo unde numai puțin de 682.000 de persoane au fost complet imunizate anticovid. Medicul Radu Țincu a oferit mai multe detalii pe acest subiect. Este dificil de făcut o predicție dacă această scădere este una de moment sau va fi într-adevăr un trend care se va menține și în perioada următoare. La fel este foarte dificil de găsit o cauză unică pentru această scădere. Bănuim și
cu toții, credem că sunt mai mulți factori care la oaltă au determinat această scădere. Specialiștii susțin că un posibil motiv al scăderii numărului de persoane care își doresc să se vaccineze ar putea să fie mesajul autorităților, care ar fi fost înțeles greșit de români. Este foarte posibil, într-adevăr, mesajul de relaxare al autorităților să fie unul prost înțeles de o parte a populației și aceștia să înțeleagă că dacă relaxarea a fost implementată, înseamnă că pandemia s-a rezolvat. Rămâne de văzut cum va evolua campania de vaccinare din țara noastră. În același timp au fost foarte multe persoane care s-au vaccinat în această primă parte a anului, sunt cei din grupele doritoare de vaccinare. Era clar că după această efervescență în care se vor epuiza cu adevărat cei care își doreau să se vaccineze, rămân să fie vaccinați cei care nu s-au decis și sunt în continuare indeciși dacă să facă sau nu vaccinul. Doliu în lumea teatrului și a filmului românesc, îndrăgitul artist Ion Dichiseanu a murit la vârsta de 87 de ani. Actorul se afla internat la Spitalul Floreasca de mai bine de 3 luni și suferea din cauza unei infecții cu o bacterie care i-a provocat pneumonie. Astăzi, trupul neînsuflețit al marelui actor va fi depus în foaierul Teatrului Notara, iar mâine va fi înmormântat cu onoruri militare la cimitirul Belu. Ion Dichiseanu lasă în urmă o carieră strălucitoare, fiind considerat unul dintre cei mai mari actori români. E foarte trist toată povestea, că tot am sperat că a trecut ceva vreme și că e spre însănătoșire. A fost un actor cu foarte mult șarm, în primul rând, și a jucat mult și teatru, a jucat și film, fără îndoială, pentru că probabil că lumea înainte de toate așa și-l va aminti și și-l va aminti din toate pânzele sus. Are un rol remarcabil în Dark Club, Portofranco, e iarăși foarte bine în Titanic Vals, unde are un rol amuzant, ceea ce era mai puțin obișnuit, pentru că îi plăceau mai degrabă rolurile de June Prim și de bărbat bine cuceritor. Despre Ion Dichiseanu ne vom aminti cu toții, pentru că ne-a lăsat în urmă o adevărată comoară. A avut sute de roluri în filme și piese de teatru. Rolul Pierre Vaillant din celebrul serial românesc Toate pânzele sus rămâne un reper în cariera sa. I-am fost director timp de 10 ani la Teatrul Notara și am făcut spectacole memorabile și acolo. Vă amintesc doar Sărbători fericite, în care era cuplu cu Diana Lupescu, soția mea. Erau strălucitori amândoi. El în June Prim a fumat și îmbătrânit, cum în fine așa era spectacolul. Ea o femeie serioasă, spunea lui, mă rog, grozav, vă spun. Deci el a fost un om, cum să spun, să-l pui la inimă. Nu era niciodată supărat. De-a lungul timpului, actorul și-a construit și o reputație de Don Juan. Seducător și atractiv, acesta a avut prin anii 70 relații amoroase cu frumuseți celebre ale vremii. Povestea de dragoste cu Sara Montiel, frumoasa divă spaniolă a acelor ani, a făcut înconjurul lumii. Dar fără doar și poate, cea mai mare dragoste a marelui actor a fost artista Simona Florescu. Între cei doi a fost dragoste la prima vedere și nu a contat niciodată diferența mare de vârstă. Aceștia au împreună o fică, pe Ioana, care i-a fost alături tatălui ei până în ultima clipă. Artistul va fi înmormântat la cimitirul Belu cu onoruri militare. Până atunci, trupul neînsuflețit al maestrului va fi depus la Teatrul Notara. PSD solicită revocarea ministrului Economiei Claudiu Năsui ca urmare a anulării programului privind granturile pentru investiții acordate întreprinderilor mici și mijlocii. Socialdemocrații susțin că prin anularea măsurii 3, ca urmare a declanșării unei anchete a DNA, guvernul admite frauda care s-ar fi comis prin intervențiile ministrului Economiei sau incompetența acestuia în gestionarea programului. Nu comentez ce face PSD-ul. Noi aici am deranjat foarte mult oameni foarte conectați la PSD pentru că am oprit bani care se scurgeau din minister către firme dubioase, foarte multe conectate cu ei. Și atunci de aceea sunt și toate reacțiile acestea. Năsui susține că a deranjat mai mulți oameni din PSD prin deciziile sale, după ce a oprit banii care se pierdeau prin firme fantomă. Ei vor găsi oricum orice motiv e bun de invocat, dar până la urmă motivul pentru care deranjează cineva este în momentul în care închide finanțări, închide acești robineți din bani publici, care sunt faimoși de 30 de ani, îi cunoaștem, dar
nimeni n-a prea făcut nimic ca să-i oprească și în momentul când faci ceva, de obicei există reacție. Acum, ministrul economiei susține că, împreună cu ministrul Cristian Ghinea, face eforturi pentru a recupera o parte din banii pierduți. Tocmai de aceea am propus acest OUG la care s-a lucrat foarte mult împreună cu domnul Cristian Ghinea de la Ministerul Fondurilor Europene, tocmai pentru a putea să mai deblocăm o parte din bani și să mai plătim oamenii care sunt pe măsura 2, care așteaptă banii aceștia, cărora li s-au promis banii aceștia anul trecut în campanie electorală și de fapt ei nu existau. Noi nu o să facem ce s-a făcut în trecut, adică nu o să lansăm măsuri să promitem bani oamenilor fără să-i avem. În momentul în care îi promiți și începi și să-i dai. REACT-EU este un program european, un program de finanțare europene, care este încă în curs de programare de către Ministerul Fondurilor și este o discuție care există cu Comisia. Dar tocmai ca să nu așteptăm acești bani și să putem plăti oamenii pe M2, că până la urmă de asta facem și această mișcare, ca să plătim oamenii de pe M2, facem acest OUG ca să putem muta banii. Reacția vine după ce PSD a anunțat că vrea ca ministrul economiei Claudiu Năsui să fie revocat din funcție. Socialdemocrații spun că Năsui este direct responsabil de anularea granturilor pentru investiții acordate IMM-urilor. Gata cu vremea rea, după ce toată țara s-a confruntat zile la rând cu mai multe coduri portocalii și galbene de ploi, meteorologia anunță că vremea se va încălzi considerabil în acest weekend. Românii se vor putea bucura chiar și de temperaturi de până la 30 de grade Celsius. Valorile de temperaturi vor fi în creștere în cea mai mare parte a țării. Vremea va fi în general frumoasă. Vorbim de temperaturi care la scara întregii țări se vor situa în general între 21 până la 27 de grade Celsius. Vorbim pe arii restrânse de averse slabe doar în partea de nord-vest, nord a țării, pe parcursul serii și al nopților, iar duminică chiar 31 de grade Celsius în regiunile sudice, inclusiv în capitală 29-30 de grade. Pe bucureștenii așteaptă un weekend extrem de însorit. Temperaturile crescute se vor păstra și săptămâna viitoare. O vreme în încălzire, 25-26 de grade Celsius, duminică, așa cum menționam anterior, 29-30 de grade Celsius și această caracteristică va fi specifică cel puțin pentru prima jumătate a săptămânii viitoare. În continuare, până diseară, există două avertizări de vreme rea, cod portocaliu și cod galben de ploi în aproape tot restul țării. Vor mai fi ploi care pot cumula în această zonă 30-40 de litri pe metru pătrat, cod galben, care va expira tot la ora 10, unde vorbim pe intervale scurte de timp sau prin cumulare de valori ale precipitațiilor între 20-30 de litri pe metru pătrat. Veste tristă pentru Simona Halep. Sportiva nu va putea participa la ediția Roland Garros din acest an din cauza unei accidentări grave pe care a suferit-o în meciul din turul al doilea al turneului de la Roma. În acest moment, obiectivul Simonei Halep este recuperarea cât mai rapidă pentru Jocurile Olimpice. Accidentarea Simonei Halep s-a produs în meciul cu Angelique Kerber din turul al doilea al turneului de la Roma. Jucătoarea noastră a suferit o ruptură profundă la gamba stângă și a resimțit dureri foarte mari chiar în timpul meciului. Simona a abandonat partida și a revenit în România pentru a se recupera. Cu toate că spera să se refacă până la începutul turneului de la Roland Garros, sportiva vine acum cu o veste tristă pentru fani. Nu va mai putea participa la ediția din acest an a turneului de la Paris. Roland Garros este turneul favorit al Simonei Halep. Sportiva noastră a cucerit aici primul titlu de Grand Slam din carieră în 2018 și a mai disputat două finale, în 2014 pierdută împotriva Mariei Sharapova și în 2017 când a fost învinsă de Elena Ostapenko. Cu toate acestea urmează cea mai așteptată competiție și anume Jocurile Olimpice de la Tokyo, la care Simona speră la o medalie. Competiția din Japonia are startul pe 23 iulie, ceea ce înseamnă că Simona are timp suficient să se recupereze complet. Autoritățile grecești au ordonat evacuarea mai multor sate amenințate de un incendiu care a mistuit deja 20 de kilometri pătrați de pădure. Până acum nu au fost raportate decese în urma incendiului care a izbucnit miercuri seară într-o pădure dintr-o stațiune de vacanță de la malul mării din Golful Corint, la aproximativ 90 de kilometri de capitala Atena. 7 sate și 2 mănăstiri au fost evacuate începând de miercuri seară. Vântul puternic a făcut ca incendiul să se extindă rapid spre vestul provinciei Atica. Locuitorii din alte 4 sate au primit un mesaj text din partea autorităților în prima parte a zilei de joi, în care erau sfătuiți să-și părăsească locuințele și să se îndrepte spre orașul Megara. Până acum, focul a ars în principal păduri și vegetație deasă și, din fericire, nu au existat victime.
televiziunea de stat a prezentat imagini ale unor stâlpi de electricitate și case de vacanță avariate de flăcări. Peste 200 de pompieri se luptă cu focul. Ajutorul lor este susținut de peste 80 de mașini de pompieri, 17 avioane și un elicopter. Organizația de protecție a mediului Greenpeace face demersuri pentru ca OMV să renunțe la industria chimică și la producția de petrol și gaze. Activiștii acuză compania austriacă de stat că ar pune în pericol climatul global, iar acum acționarii săi ar putea pierde totul. Fără o schimbare de strategie, capitalul propriu al OMV ar putea fi distrus în integralitate, la fel cum s-ar putea întâmpla și cu 20% din capitalul datoriei. Pe de altă parte, dacă OMV urmează sfaturile experților de la Greenpeace și își investește fluxul de numerar liber exclusiv în energiile regenerabile și în economia circulară, compania austriacă ar putea genera un plus valoare cu 19,5 miliarde de euro mai mare, comparativ cu datele din strategia actuală. În opinia ecologiștilor, decizia OMV de a prelua pachetul majoritar al companiei chimice Borealis nu a fost o idee bună. Materialele plastice ar polua mediul și ar genera gaze cu efect de seră. Costurile pentru dioxid de carbon vor crește costurile OMV. Știrile prânzului au ajuns la final, doamnelor și domnilor, de la Fix. Urmăriți emisiunea Drumurile Noastre cu Ștefan Etveș. Eu sunt Ștefan Pușcuță, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem la ora 15.